Neatenție sau nu, un accident petrecut astăzi în Constanța se putea termina tragic. Un autoturism s-a răsturnat într-o groapă adâncă de 5 metri. În acel moment, în groapă se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașină. Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța. O mașină s-a răsturnat într-o groapă ce măsura aproximativ 5 metri și a lovit un muncitor. Directorul firmei ce se ocupă de lucrările din zonă susține că se fac lucrări de microtunelare, iar groapa era semnalizată corespunzător. Executau degajarea de obstacole a acestei gropi. Groapa e necesară pentru realizarea unei camere de lansare a utilajului de forat. Pe acest bulevard se execută o lucrare de microtunelare. Accesul se face prin 6 camere de lansare și extracție. Aceasta este camera numărul 3. Va avea o adâncime de aproape 7 metri. Tehnologia presupune însă și eliminarea obstacolelor. După cum vedeți, aici erau două obstacole. La asta se lucra. Înțeleg de la muncitorii care au fost la momentul producerii accidentului aici că, ocolind semnele de deviere a circulației, un autoturism a căzut în groapă, a accidentat unul din lucrători, care în momentul de față este la spital. Să sperăm că nu are probleme foarte grave. Da, e semnalizată din momentul în care s-a deschis excavația, de luni s-a început. Ea a fost semnalizată în forma pe care o vedeți și astăzi și acum. Până la intersecția cu industrie veți mai vedea încă două, trei camere deschise în aceeași manieră, cu același mod de semnalizare. Unul din cei trei muncitori care se aflau în groapă și săpau a fost surprins de autoturismul care a căzut în groapă. Bărbatul are 58 de ani, prezintă fractură la un picior și are un traumatism la umăr. Victima este conștientă și a fost preluată pentru a fi transportată la spital. Deși ușor rănit, șoferul autoturismului a refuzat transportul la spital. Eram trei colegi care lucram aici unde se vede. Și din trei l-a prins pe unul, a venit mașina, noi lucram înăuntru, a venit mașina peste noi, așa, și l-a prins pe băiat care lucra în colțul ăsta aici. L-a prins la picior, cum să nu ne speriem? Că eram împrăștiați, unul era aici, unul acolo și eram tocmai în partea cealaltă. L-a prins pe ăsta ghinionului. A venit, semnalizări erau tot, cum a intrat, nu pot să-mi dau. Atâta pot să vă zic. La picior, nu știu, acum s-a dus șeful nostru să la el la spital să vadă. Oricum a venit salvarea, l-a luat și de picior să văd. Acum că e un picior, că e amândouă accidentat. A venit o mașină din Senin peste noi grămadă aici. Din Senin, așa, semnalizare acolo, semnalizare în partea alta. Ce s-a întâmplat pe urmă? Noi ne-am ferit, a prins un coleg de sub și la spital, cu un picior rău, cred, nu știu ce avea. L-a aflat și noi mai târziu. Nu. Nu. Cum se simte colegul? Nu știu, că s-a dus la spital. S-a plâns și noi mai târziu. Eu am plecat după ajutor și a rămas colegul nostru și l-a ajutat și l-a scos până la urmă ușor, ușor. Din sub mașină și... S-a auzit o bubuitură și peste ca mașina aici, atât. Asta a fost. Șoferul nu are nimic. La fața locului au ajuns echipajele ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, dar și ale ambulanței, care au scos muncitorul și șoferul din groapă și au oferit îngrijiri medicale. Pompierii constanțeni au fost solicitați în această dimineață, în jur de ora 9, să intervină pentru un accident rutier petrecut pe bulevardul Aurel Vlaicu, în municipiul Constanța. S-a deplasat o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMURD cu medic. La fața locului au găsit o mașină răsturnată într-o groapă de aproximativ 5-6 metri, iar sub autoturism au fost surprins un bărbat care lucra în zonă. Au intervenit cu promptitudine, colegii au reușit scoaterea bărbatului de sub autoturism, acesta a fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la Spitalul Județean, conștient colaborant, dar cu traumatisme la umăr și membru inferior. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Constanța au întocmit dosar penal unui bărbat de 78 de ani care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, iar în dreptul unui indicator rutier drum în lucru, conducătorul auto nu l-ar fi respectat și a căzut într-o groapă în care se efectuau lucrări pe partea carosabilă, rănind un muncitor care se afla în groapă.